Primarul Constantin Toma a donat astăzi cărți pentru copii în cadrul proiectului Carte de dat, carte de luat, inițiat de Muzeul Județean în Parcul Crâng. Acțiunea a demarat în urmă cu mai bine de o săptămână, iar edilul a așteptat primele reacții care s-au dovedit a fi pozitive. Astfel că azi dimineață primarul alături de soția sa a umplut casetele amplasate în Parcul Crâng. Constantin Toma a adus 10 de volume, în special dedicate elevilor. Pe fiecare carte, primarul a scris câte un mesaj prin care i-a invitat pe tineri să citească. Ideea este a soției și eu mă conformez că trebuie să ascult de soție în primul rând și pentru asta. Deci, copii de vârstă școlară, deci cărțile copilăriei pe care le-am completat, eu știu, cu îndemnul de a citi. Citește și vei fi mai deștept, citește și vei fi diferit și așa mai departe. Citește și vei fi campion. Deci trebuie să ne luăm mai multă cultură și unica cultură din cuvântul scris. Mai puțin, după părerea mea, numai din imagine și numai de pe internet. Dacă copiii noștri vor citi mai mult, vor avea mai multă șansă în viață. Încărcat cu 4 sacoșe pline cu cărți, entuziasmul edilului a dispărut repede la intrarea în parc. Primarul a dat ochii cu un buzoian care încărca mai multe bidoane de apă de la cișmeaua din parc. A filmat și chestia asta, mă, că nu l-am pus eu. Filmați și omul ăsta cum e apă. Da? Filmați și omul ăsta cum e apă. Să ducă acasă că-i prea scump apa. Vă salut. Filmați și treaba asta. Că nu-i nimic regizat. Vedeți că nu spunem prostii. N-a fost nimic regizat, așa cum am spus în oraș, în momentul ăsta, cei de la curte au început să-și foreze puțuri, să iau apă mai ieftină, iar mulți oameni vin și cară apă din Crâng și din alte surse pentru a plăti mai puțin. Este o realitate. Iar la țară s-au legat numai instituțiile statului și câteva familii cu bani. Acțiunea primarului de astăzi din Parcul Crâng s-a încheiat cu o audiență acordată în aer liber unui buzoian aflat la plimbare. În fiecare lungă la orașul aici, dar trebuie să vă scuți înainte, de astăzi sunt 40 ceva de oameni, da. Nu trebuie să stați la urmă. Dar să-mi dați o hârtie în față. Da, domnule primar, să știți că vă face, să vă mulțumesc mult și...